Bună ziua și mulțumesc foarte mult pentru invitație. Vreau să vă provoc la un mic, nu știu, la o sesiune de film, așa, foarte puțin, pentru că întotdeauna am considerat că cea mai bună schimbare o poți face prin atitudinea pe care o ai și prin lucrurile pe care le realizezi și ceea ce lași în urma ta. Eu consider că împreună cu colegii mei din Utildeco, din ADV, am reușit să facem niște lucruri foarte frumoase. Vreau să vă las să le vedeți și după care am să vă povestesc câteva lucruri din culisele unei femei în business și cum atitudinea a schimbat în bine niște lucruri care păreau poate de nerealizat și de adus la un anumit vis pe care îl aveam cu câțiva ani în urmă. Fundația Alături de Voi România este un concept unic de inovare socială în țara noastră, pentru că oferă servicii sociale complete pentru persoanele cu dizabilități. Astfel, beneficiarii noștri trec printr-un proces complex de servicii sociale, devenind din persoane asistate social, oameni cu un loc de muncă, integrați în societate. Noi transformăm dizabilitatea în abilitate și persoanele asistate social în angajați model. Gândește-te la povestea unui tânăr dintr-un centru de plasament care timp de 18 ani este obișnuit să trăiască într-un ecosistem unde are asigurate condiții minime de cazare și masă. La vârsta majoratului, nu toți tinerii care părăsesc centrele de plasament au șansa unei integrări reale în comunitate. Ei au nevoie de suport suplimentar. Câțiva dintre acești tineri ajung la Fundația Alături de Voi, unde începe procesul lor de transformare. Clubul tinerilor este o componentă prin care copiii și tinerii ajung la ADV România. Aici, asistenții sociali și psihologii identifică și aplică soluții personalizate pentru fiecare problemă socială în parte. Peste 150 de copii și tineri din familii sărace, cu părinți plecați la muncă în străinătate, cu dizabilități de etnie romă sau proveniți din case de copii, beneficiază de un pachet integrat de servicii sociale și educaționale care le dezvoltă abilitățile de viață independentă, le asigură continuitatea educației și ajută să depășească momentele dificile legate de depresie, violență, abuz sau alte probleme sociale. Intervenția este continuată apoi în comunitate prin campanii de informare derulate în școli și licee. Tot aici, cei care au depășit vârsta majoratului beneficiază de cursuri de formare autorizate ANC în diferite domenii, arhivare, legătorie, croitorie, etc. Pentru tinerii cu dizabilități din casele de copii sau din familii fără posibilități materiale, care doresc și pot să lucreze, Fundația Alături de Voi România le oferă șansa unui loc de muncă în propria întreprindere socială de inserție Utildeco, autorizată ca unitate protejată. Utildeco este locul în care mai mult de 50 de tineri cu dizabilități au avut șansa unui loc de muncă. Ei s-au transformat din asistați social în contributori la bugetul de stat. Dar cel mai important lucru, ei au devenit persoane independente și active în comunitate. În atelierul de croitorie, angajații Utildeco produc echipamente de protecție pentru firme de construcții, pază și protecție, spitale și clinici medicale, hoteluri, restaurante și cafenele. Pe lângă serviciile de croitorie, Utildeco asigură personalizarea produselor, ambalarea și livrarea acestora în orice colț din țară. Utildeco deține și o tipografie digitală în care putem realiza, de la grafică la print, orice tip de produs. De asemenea, creăm decorațiuni interioare din polistiren pe care le pictăm în atelierul nostru sau le îmbinăm cu legătoria manuală pentru un efect deosebit. Utildeco Travel este singura agenție de turism din România crescută în inima unei întreprinderi sociale. Fiind dezvoltată de un manager cu peste 8 ani de experiență în turism, de la noi se pot achiziționa pachete turistice, bilete de avion, cazări și se pot organiza evenimente inedite de tip team building. Utildeco furnizează și servicii de arhivare fizică, electronică și depozitare documente, fiind autorizată în acest sens de către Arhivele Naționale ale României. Centrul de depozitare arhivă Utildeco este unul dintre cele mai moderne din România, special proiectat și construit în acest scop, în conformitate cu reglementările arhivelor naționale.
arhivăm la sediul clientului prin echipe mobile sau la centrul de depozitare Utildeco. Tinerii cu dizabilități sau din grupuri vulnerabile pot migra către piața liberă a muncii prin Job Direct, agenția noastră de plasare și asistență la locul de muncă. Job Direct asigură integrarea tinerilor din grupuri vulnerabile pe piața neconvențională a muncii prin oferirea unui pachet integrat de servicii sociale și de ocupare, evaluare și testare competențe, consiliere și orientare profesională, calificare profesională, internship la Utildeco, mediere și angajare pe piața muncii, job coaching pentru menținerea locului de muncă cel puțin 6 luni de la angajare. Acest serviciu este oferit anual la peste 30 de tineri și adulți din categoria greu ocupabil. Suntem printre puținele organizații din România care dețin o baterie de teste Casper. Noi am ales să transformăm dizabilitatea în abilitate și persoanele asistate social în angajați model. Acest concept a câștigat premiul antreprenorul social al anului 2016 în cadrul competiției mondiale Ernst & Young Entrepreneur of the Year. În România, toate companiile cu peste 50 de angajați au obligația să achite către bugetul de stat o taxă suplimentară în cazul în care nu creează locuri de muncă pentru persoanele cu dizabilități. În baza legii 448 din 2006, recuperez acești bani prin achiziții de la Utildeco. Întreg profitul obținut este reinvestit în programele noastre sociale. Foarte mult să vedeți acest film, pentru că deseori îmi vine foarte greu când merg la tot felul de evenimente să spun ce înseamnă o afacere socială. Încep să povestesc foarte frumos și mi se și întâmplă câteodată să mă întrebe, da, de ce faci lucrul ăsta? De ce faci, nu știu, tot profitul dai pe partea de social, adică finanțezi programe sociale, pentru că în general ideea este de a face bani pentru noi și pentru acționari într-o companie, dar din ce în ce mai mult vreau să cred și să aleg că ne gândim și la partea asta de inovare socială și de aport social în comunitate. Acum, vă spuneam la început că vreau să vă dau câteva exemple, pentru că n-a fost ușor acest parcurs, nu este și nu va fi. Îmi vine în minte un exemplu apropo de faptul de a fi femeie în afaceri, pentru că foarte mulți m-au întrebat de-a lungul timpului, bine, dar tu ca femeie, așa, cum negociezi tot felul de parteneriate? Avem peste 1600 de clienți plus foarte mulți furnizori cu care lucrăm și nu este ușor. Mi-aduc aminte că acum 2 ani m-am dus la o mare companie din România, am plecat eu de la Iași la București, am stabilit o întâlnire cu conducerea acelui grup de firme, că era de fapt un grup de firme. Și la masă mă așteptau 3 bărbați, dintre care unul era inclusiv așa poziționat ostentativ că ce mai vrea și doamna asta de la noi, pentru că scopul vizitei mele era să renegociez procentul de profit pe care îl aveam noi în relația cu această companie. Faptul că am reușit să mă duc foarte bine documentată pe subiect și am reușit să vin cu argumente foarte bune și să știu în spatele unui proces de vânzare ce înseamnă toată munca aceasta de la audit până la partea de raportare și de a vedea exact cu cât rămâi ca și profit net, reacția celor 3 oameni, deși încercau să mă convingă că nu am dreptate și că, de fapt, ei ne fac o mare favoare pentru procentul pe care îl negociasem inițial, la final, singura replică a lor a fost, ok, sunt șocat. Șocul lor venea din faptul că probabil că nu s-a aștepta ca o femeie să fie foarte bine pregătită în această zonă și mai ales o femeie care vine din partea de social. Și pentru mine a fost o lecție foarte bună că dacă ai o atitudine corespunzătoare și reușești să te documentezi foarte bine și să fii pe subiect, nu ai cum să nu reușești.
Și bineînțeles că lucrurile au decurs după aia în zona în care ne-am dorit noi să meargă lucrurile. Al doilea exemplu pe care îmi vine în minte este legat de faptul de data aceasta din postura de angajator. Să știți că bărbații știu mai bine să vândă la un interviu decât femeile. Dacă un bărbat vine la interviu, automat, după ce îți povestește foarte frumos ce știe să facă, dacă îl întreb, da, aia știi să faci? Nu, dar cu siguranță învăț foarte repede și voi face sau și spune că știe să facă. Și următorul pas este să treacă la pachetul salarial, să vadă ce obțin. În schimb, femeile sunt un pic altfel. Ele sunt mult mai timide și mult mai puțin încrezătoare în a se vinde ca și persoane. În momentul în care le întreb dacă știu să facă una sau alta, preferă întâi să demonstreze că știu și după care eventual să spună că știu acel lucru sau spun, ok, voi învăța, îmi trebuie ceva timp, adică și, din păcate, la bani tot timpul spun ok, cât se poate, cât există, pe parcurs mai vedem. Deci cred că trebuie să învățăm din lucrul acesta, pentru că și femeile au o capacitate foarte bună. Și îmi pare rău să văd că cele mai multe femei le vedem în zona de management, în tot felul de companii, dar, din păcate, nu le vedem în zona de board, de acționariat, sau sunt într-un număr foarte mic. Și cred că lucrul acesta ține foarte mult de atitudine și modul cum reușim să ne poziționăm într-o lume a bărbaților. A doua dimensiune este cea civică, pentru că vin din zona ONG, vreau să vă spun că cele mai multe inițiative civice sunt inițiate de femei. Și asta spune foarte mult despre capacitatea lor de a dărui și a da înapoi comunității și vreau să încurajez lucrul acesta. Întotdeauna spun și discut inclusiv cu cei din jurul meu, eu cred că dacă lumea ar fi condusă preponderent de către femei, acum nu vreau să jignesc bărbații, dar eu cred cu siguranță că vom trăi o lume mai bună, pentru că femeile nu sunt atât de focalizate pe obținere de profit, maximalizare profit, ci mai degrabă sunt pe latura aceasta de umanitate și cu siguranță cred că nu se gândesc neapărat pentru lupta pentru putere, ci se gândesc pentru lupta de a face lucrurile mai bine și mai prielnice pentru cei din jurul lor. Eu invit femeile să se implice cât mai mult, atât și pe zona civică, pentru că o fac foarte bine, dar și în zona business și să nu uite că atitudinea lor cu siguranță va crea diferența în viitor. Mulțumesc!